Continuăm știrile. Ruslan Codreanu, candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea blocului electoral cu același nume, propune implementarea unei mari proiect de infrastructură pe strada industrială din sectorul Ciucan al capitalei. El a menționat că această parte a orașului are un potențial imens pentru dezvoltarea economică și inovație. Pe de altă parte, transformările vor redresa traficul, se arată convins Codreanul. La rândul său, șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană Vitalie Mihalache, într-un interviu pentru Orizont TV, a spus că elaborarea proiectului de modernizare a străzii industriale se află la etapa finală. Acesta prevede reparația capitală a drumului și construcția unui pod. Strada industrială din capitală a moștenit o infrastructură formată din fabrici și uzine cu mii de locuri de muncă, dar în timp această parte a orașului a intrat în paragină. Drumul construit aici este plin de praf și găuri, spune Ruslan Codreanu, candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea blocului electoral cu același nume. Politicianul dă asigurări că acest lucru poate fi corectat. Potrivit lui, încă în 2018, când era primar interimar al capitalei, s-a întâlnit cu șefii întreprinderilor care își desfășoară activitatea în această zonă și atunci ei și-au exprimat disponibilitatea de a finanța parțial reparația drumului care trece aici. Codreanu speră că odată cu venirea sa la conducerea orașului, acest proiect va fi implementat. Candidatul din partea blocului electoral Ruslan Codreanu spune că, în schimb, municipiul Chișinău va avea o zonă cu potențial imens pentru dezvoltare economică și inovație, traficul din perimetrul străzii, uzinelor și voluntarilor va fi redresat, iar zona aeroport se va conecta cu ieșirea spre Vadului Vode, fără a fi nevoie de intrat în oraș. Este un proiect, încă un proiect mare de infrastructură pentru municipiul Chișinău, care ar ajuta enorm agenții economici și oamenii care sunt întrazi prin municipiul Chișinău să nu intre pe străzile uzinilor, voluntarilor, creând ambuteiaje la cercul de la Tutun CTC și mai departe pe calea Basarabiei. Este un proiect mare, scump, care într-un an de zile este complicat să-l faci, dar în 4 ani de zile ar fi fost posibil să decongestionezi traficul din toată zona respectivă, de la intrările din oraș prin șoseaua Muncești, tot sectorul Botanica, așa încât oamenii să iasă spre Vadul Vodă direct, fără ca să congestioneze traficul în oraș. Ruslan Codreanu este sigur că odată cu dezvoltarea infrastructurii va crește numărul doritorilor să-și mute afacerea pe strada industrială. În opinia sa, pe această arteră ar trebui demutat și o agenție de servicii publice pentru ca antreprenorii să nu traverseze tot orașul pentru a-și rezolva problemele. Strada industrială trebuie să fie parte dintr-un ecosistem antreprenorial, inovațional și pentru dezvoltarea economică locală, crede Codreanu. Chișinăul trebuie să fie un pol de dezvoltare într-o continuă creștere, cu antreprenori talentați și mii de oameni în căutarea unui loc de muncă bine plătit. Chișinău are nevoie de proiecte mari, Chișinău are nevoie de investiții. Dacă vorbim de locuri de muncă și dacă vorbim de o stradă industrială, unde se presupune că se desfășoară industrii și agenții economici activează, ea nu poate arăta în halul în care arată. Potrivit candidatului din partea blocului electoral Ruslan Codreanu, actuala conducere a primăriei cheltuie banii ineficient și nu acordă atenția cuvenită proiectelor mari de infrastructură. Într-un interviu pentru Orizont TV, șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană Chișinău, Vitalie Mihalache, a spus că anual, după sezonul rece, pe strada industrială sunt efectuate lucrări de întreținere, iar paralel este elaborat proiectul de reparație capitală. În plus, este planificată construirea unui pod care va lega artera de strada Transnistriei. Vreau să menționez că strada industrială se execută lucrări de întreținere anual de către întreprinderi municipale grupul, lucrări executate exact după fiecare anotimp rece. Paralel cu aceste lucrări, vreau să menționez că primăria municipiului Chișinău a contractat la întreprinderea municipală Chișinău proiect, proiectarea reparației capitale și inclusiv crearea zonelor pietonale și inclusiv zonele de parcare pentru autoturisme grele, care de obicei circulă și care sunt și pentru care este destinată spre utilizarea această stradă. La ora actuală avem un proiect de execuție elaborat pe parcursul a 3 ani de zile de către Chișinău Proiect. Acest proiect prevede reparația capitală și reconstrucția drumului sau străzii industriale și construcția unui pod de conexiune cu strada Transnistriei.
Vreau să menționez că este un volum de lucru foarte mare. Șeful Direcției Generale Mobilitate Urbană a menționat că dezvoltarea proiectului se află la etapa finală și include toate soluțiile posibile, ținând cont de realități. Mihalache a spus că lucrările de renovare ar putea începe deja anul viitor. Adăugăm că lungimea străzii industriale este de aproximativ 4 km. Ruslan Codreanu candidează pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea blocului electoral cu același nume. Acesta va figura pe locul 2 în buletinul de vot.